născut Domnul Dus, mare bucurie a fost și în cer și pe pământ că se naște Domnul Sfânt. Domnul Iisus a născut pe pământ atunci de mult, El s-a născut pe pământ pentru noul legământ. Iosif cu Sfânta Maria săvârșeau călătoria și-au ajuns într-un oraș ca să caute un locaș. Dar locaș ei n-au găsit și din oraș ei au ieșit și în Betleem s-au dus ca să nască pe Iisus. Acolo s-a născut al nostru împărat Iisus, mântuire ne-a adus, mulțumim iubit Iisus. Și-a fost bucurie în lume de așa mare minune, Domnul Iisus a venit și pe noi ne-a mântuit. Domnul mare o crescut și apoi o ucenici el și-a ales, din poporul noi ales, și apoi a învățat să se ferească de păcat. Domnul prin cetăți umbla și la toți el le spunea, desfințește viața, Doamne, de ce sfânt te manghești, îți aducem închinare, cu iubire te lăudăm. Yeah.
inclusiv săsuit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casă de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de straje noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul a zis: Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosef și Maria au adus pruncul la Ierusalim, ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului: Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu, mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile